Cineva ne întreabă dacă Mântuitorul Hristos a petrecut nopți întregi în rugăciune, noi ce trebuie să facem ca să putem mântui de la Sfântul Ambrozie al Mediolanului? Și ca nu se roagă, zace în împărăția materiei, nu este scris în cartea vieții din ceruri și nu are loc în împărăția lui Dumnezeu. A judecată lui Dumnezeu e că nu scapă nimeni, lui își va spune, nu te cunosc pe tine. Și vai, de ce se va primi acest răspuns? Trăiesc o lasă rugăciunii. Prin rugăciune se poate dobândi de la Dumnezeu orice e cere. Mai să fie vrednice de Dumnezeu în rugăciunea noastră. Trebuie însă ca rugăciunea să fie făcută cu inimă curată, cu stăruință și cu smerenie. Însuși Mântuitorul Hristos ne făgăduiește acest lucru când zice toate câte veți cere într-o rugăciune crezând, veți lua. Și iarăși cereți pe frumoseții harului care produiau Sfântului viață. Chiar pentru că nu știm dacă toate rugăciunile noastre ne sunt de folos, totdeauna este bine să încheiem rugăciunea noastră cu aceste cuvinte. Doamne, care știi toate, ajută-ne ca rugăciunea pe care o fac înaintea Ta să primească cu voia Ta cea sfântă. Doamne, fac și voia Ta în viața mea. Un rugat de asistență. Pe lângă acest mod de rugăciune despre care am vorbit până acum, mai este un fel de rugăciune de chemarea numelui Domnului, numită rugăciunea lui Iisus, rugăciunea minții sau rugăciunea inimii. Este o rugăciune scurtă, plină de putere, care vine de la Mântuitorul Hristos, la Sfinții Apostoli, prin aceste cuvinte. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Această rugăciune este scurtă, o putem spune oriunde și oricând, stând sau mergând, și în viața modernă, cu această grabă a vieții, când avem plină rugăciune îndelungă, în camera noastră, în fața iconului și a camerei aprinse, putem spune această rugăciune în orice loc și în orice timp din viața noastră. Și în școală, și în magazin, și în fabrică, și în atelier, putem rosti această rugăciune în taina inimii noastre. Și Iisus Hristos, reprezentă viața noastră totdeauna, ne ascultă această rugăciune care este chinată în numele Lui, plin de putere. La mulți dintre dumneavoastră această rugăciune vă este cunoscut. Cunosc persoane multe, tineret mai ales, mai în vârstă, care îți spun această rugăciune, sunt avansați în această rugăciune. Și mă bucură foarte mult ori de câte ori am auzit și m-am făcut de asemenea persoană. E așa de temeiul cuvintele Mântuitorului care zice oțile sele de la Tatăl în numele meu voi face ca să mărească Tatăl într-o Fiul și iarăși de vestire ceva în numele meu eu voi face. În numele Domnului nostru Iisus Hristos Sfinții Apostoli Sfinții după ei au făcut minuni prin chemarea numele Domnului vindecând tot felul de bolnă scoțând demonii din oameni. Această rugăciune se numește rugăciunea lui Iisus pentru că în mijlocul rugăciunii este numele Domnului nostru Iisus Hristos, nume plin de putere, așa cum am spus. Se numește rugăciunea inimii și rugăciunea minții.
a minții, pentru că în prima ei fază se folosește cu mintea și a inimii, pentru că după multă vreme de rostirea rugăciunii acestea, atentă rugăciunii, cu mintea, această rugăciune coboară în inimă. Ea este, de obicei, rugăciunea care stă la îndemână oricui. Se poate rosti în două feluri. Așa cum vorbim, cum vorbesc eu acum, mai ales atunci când lucrăm ceva sau când mergem, sau în ritmul respirației. Când stăm pe un scaunel, având capul puțin aplicat spre stânga și cu două degete de la mâna dreaptă, ținute ușor peste haine, deasupra locului inimii, pe partea stângă. Și așa rostim rugăciunea aceasta, tare, șoptit sau încet. Rugăciunea aceasta de chemare a numele Domnului ține a fi rostită neîncetat, ziua și noapte, și în orice loc. Și în orice lucrări ne-am aflat. Practică însă, mai ales pentru începători, este greu a fi rostită neîncetat. Și de aceea ea poate fi rostită alternativ cu cele șapte laude ale bisericii, din care este bine să nu lipsească rugăciunea dimineții și rugăciunea de seară, paraclisul și acatistul Maicii Domnului și, asemenea, acatistul Mântuitorului, care este legat de numele Domnului, cu toate atributele aduse Mântuitorului Hristos. Pentru aceste rugăciuni obștești, mai ales pentru personalul mănăstăresc, este bine ca rugăciunea minții să fie rostită de 4-5 ori, câte 15 minute de fiecare dată, iar fără îndoială această rugăciune va fi rostită și de laici, de oricare din dumneavoastră, după râvna fiecăruia, măcar 3 ori de cele 24 de ore, de când 15 minute măcar de fiecare dată. Această rugăciune cere să fie rostită des, ca să se poată înfige în inima noastră, în centrul ființei noastre. Și încă un lucru, fiți mai rău în vedere, și anume, că rostim rugăciunea, fim atenți ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă pe locul inimii. Aici ne-am arătat cele două degete. Deasupra inimii de carne, de stăinii fiziologice. Acest loc al inimii, găsit de Sfinții Părinți, mari rugători, rugăciunii acestea, se centru duhovnicesc al ființei noastre omenești și deasupra inimii carnale. Această sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și supravegherea duhovnicului, care de obicei o și practică. Ea are menirea să ne ajute a ne curăți mintea și inima de gânduri și de poftii netrebnice, care nu se pot înfăptui decât cu chemarea numele Domnului, chemarea deasă acestui nume, care ca un foc ceresc arde asemenea necurăției interioare ale noastre. Scopul ultim al acestei sfinte rugăciuni este de a coborî mintea în inimă, de a unifica aceste două centre de ființe omenești, mintea și inima, realizând un acord desăvârșit între inimă și minte. Când de obicei omul gândește ceva, dar simte altceva. Îl vorbește de bine pe celălalt care este în fața lui,
iar în mintea, în inima lui, în adâncurile lui, îl hulește. Când împlinim aceste centri, mintea și inima, omul devine unitate duhovnicească și atunci omul este întreg și așa cum l-a făcut Dumnezeu, om de plin. Prin rugăciunea aceasta se realizează acest ideal sfânt al vieții noastre omenești. Până să atingem acest ultim scop de înnobilare, de sfințirea noastră lăuntrică, de unificarea ființei noastre omenești, sfârșiată de patim, avem nevoie de o severă lucrare de despătimire, de luptă cu noi înșine, care nu este deloc ușoară. Nivolirea răului din minte și din inimă și de adunare în minții care se risipește mai ales în timpul rugăciunii, cum am spus. Dacă nu avem uitați de sus în acest efortul, lupta noastră cu noi înșine ar fi aproape zadarnică. Dar și mângâierea și întâlnirea noastră avem între ajutor experiența și sfatul de Sfinților Părinți aflate în cărțile lor, în vieții Sfinților și în literatura aceasta a Sfinților Părinți, rugători mai ales, de rugăciune și taine Sfinte Biserici, și îndeoseb taina spovedanii cu sfatul duhovnicului, Sfânta Împărtășania. Dar pe lângă toate acestea avem ajutorul nemijlocit al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin chemarea Sfântului Său nume, rostind cât mai des pe drumul vieții noastre rugăciunea care am spus-o, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Și chiar dacă în marea bucurie a coborârii în minții, în inimă, întârzie, că se produce numai cu ajutorul lui Dumnezeu și când vrea Dumnezeu și harul Său cu noi înșine, strădania noastră sinceră și satornică, de chemarea deasă a lui Domnului, ne este de mare folos. Astfel, prin ea, în această rugăciune, să venim așa cum este ea, dobândim simplu prezenții lui Dumnezeu în viață, gustând câte puțin, vede în această viață, în bucurire și stare fericită, de dincolo, pe cât este putință nouă oameni. Când ne ajută Bunul Dumnezeu să atingem și acest sfânt ideal de unirea minții cu inima, de fapt, unirea noastră cu Dumnezeu, atunci lupta cu noi înșine se ușurează. Sfânta rugăciune se rostește neîncetat în inimă, ziua și noaptea, pe cuvântul din puterea cântărilor care spune eu dorm, dar inima mea veghează, și bucuriile duhovnicești întrec orice bucurii pământești. Și dragostea de Dumnezeu și împlinirea Sfântului Sare Porunci este cu adevărat mare, cu greu pernățit prin cuvinte omenești. Până atunci însă, să rostim cu smerenie, cu stăruință și cu dragoste, cu timp și fără timp, cu încrederea Dumnezeu și cu dor, această Sfântă rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Amin.